Pistolul semiautomat cu lunetă, pistolul calibru 7.65, 1963 model, două arme de vânătoare, căști. Căștile de protecție. Mergem mai departe. Avem baioneta pumnal cu teaca, care se montează la modelul 63. Sprayul lacrimogene. Li se prezintă dotarea pe care o avem noi, începând de la o vestă de protecție, un pistol de semnalizare, mănușile, puștile de vânătoare. Cum au reacționat copiii? Noutate pentru ei, pentru marea majoritate, alții cunosc unele din ele. Trei standuri pline cu armamente și pliante, autospeciale cu girofare, jandarmi și sute de copii. Însoțiți de cadrele didactice sau de părinți, elevi de toate vârstele au dat curs invitației jandarmilor de a le vizita unitatea. Curtea Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu s-a dovedit a fi neîncăpătoare luni pentru elevii care au vrut să-i cunoască mai bine. Ne bucurăm că astăzi este o zi însorită și deja peste 500 de copii au ales să petreacă prima zi din cadrul săptămânii școlii altfel alături de jandarmi. Noi le-am pregătit exerciții demonstrative atât cu câinii de serviciu, cât și de jandarmii din cadrul grupei Antitero. Le prezentăm ținuta militară, materialele de intervenție și protecție și suntem siguri că vor petrece o zi minunată alături de noi. Așadar, urmează o săptămână plină atât pentru jandarmi, cât și pentru elevii giurgiuveni. Părinții și bunicii copiilor spun că astfel de activități ar trebui să aibă loc mai des, conectându-i astfel pe copii mai aproape de realitate și de viața de zi cu zi. Sunt ok, sunt educative, sunt exact ce trebuie pentru copii. Adică m-au nevoie, în afară de cursuri efectiv da, și de activități de genul acesta. Este o acțiune interesantă, atât pentru copii, pentru nepoții, cât și pentru noi. Am fost și la fabrica de pâine, acum și aici, așteptăm și celelalte demonstrații și să se bucure copiii. Educative. Copiii mai văd și altfel și viața reală ce fac unii și alții. Poate îi inspiră. Ca de fiecare dată, jandarmii au fost mai mult decât ospitalieri și au servit pe micuții vizitatori cu sucuri și dulciuri, nu înainte de a le oferi o mică demonstrație. Vrei să te faci jandarm când vei fi mare? Da. Ce fac jandarmii? Da. Mi-a plăcut armele. Tot armele. Puști de ce mi-e la fel? Briana, ție ce... Armele tare. Briana, ție ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut pistoalele cele mai mari. Și câinii? Ba da. Da, dar a avut decât un singur câine. Dar ce face un jandarm? Un jandarm arestează hoții. Ce face un jandarm? Prinde hoții. Ce ți-a plăcut de aici de la jandarm? Armele. Da, și câinii nu ți-au plăcut? Ba da. Cum ți se pare jobul? Destul de greu. Dori să te vii jandarm? Nu, niciodată. E grea arma. Ai dori să te vii jandarm? Da. Ce face un jandarm? Apără societatea.